Înalt preasfinția voastră, preasfinția voastră, domnule Tuțac, domnule președinte al Consiliului Județean, distinse doamne, distinși domni, este o bucurie pentru mine și sunt convins că împărtășim această bucurie cu toții să fiu prezent la un astfel de moment. Atunci când mi-a fost prezentată ideea de a se realiza în Timișoara un muzeu al cărții sfinte pentru noi, o bună parte a omenirii, m-am bucurat și, desigur, am adresat cuvinte de încurajare celor care au avut ideea și care, prin eforturile lor, iată și spre cinstea lor, au reușit să o și pună în aplicare. Orașul nostru este mai bogat prin acest muzeu. Trebuie să îl și facem cunoscut și el trebuie să fie unul dintre punctele prin care să se treacă atunci când se vine în orașul nostru. Desigur că, în primul rând, el trebuie să fie vizitat de timișoreni, pentru că avem această datorie să ne cunoaștem orașul, să ne cunoaștem țara și, desigur, apoi să ne lărgim orizontul mult dincolo de ce ne este aproape. Rolul cărții sfinte, rolul Bibliei pentru noi creștinii, pentru omenire, ținând seamă de ce a însemnat și ce înseamnă civilizația creștină, a fost, este și va fi unul uriaș. Trebuie să o prețuim cum se cuvine, iar ceea ce se întâmplă începând de astăzi aici arată o înaltă prețuire. Felicitări dumneavoastră și întregii echipe care a pus umărul și tuturor celor care veți deservi acest obiectiv excepțional al orașului nostru, al județului nostru și cred că este premieră pentru România un astfel de muzeu. Așa este? Așa este. Cu atât mai mult vă felicit, vă mulțumesc!